Funcționează? Funcționează. Bună tuturor, Alex mă numesc și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Încă un videoclip în limba română pentru voi, dragi concetățeni. O să mă concentrez puțin în videoclipul acesta pe subiectul Abu Dhabi și Dubai, viața mea de aici. În primul rând aici lucrez, sunt însoțitor de zbor pentru o companie aeriană în Abu Dhabi. Bănuiesc că cei care v-ați mai uitat la videoclipurile mele știți deja chestia asta, așa că mă repet puțin. În fine, cum e să trăiești aici? Care e viața aici? Cum stă treaba în Emiratele Arabe Unite? În primul rând pot să vă spun că e o schimbare climatică destul de mare față de alte țări. Există două anotimpuri în Emirate. Unul este cald și unul e foarte cald. Atât. Deci... Acum suntem în februarie, acum e teoretic iarnă încă și sunt temperaturi de 25 de grade. E perfect, îmi place foarte mult, chiar mă simt bine pe timp de iarnă în Abu Dhabi. Lucrez destul de mult și am zboruri spre diferite destinații, dar când sunt în Abu Dhabi, în zilele mele off, în zilele mele libere, în general îmi place să mă duc la piscină, să profit de vremea bună. Mai ales în perioada asta de februarie sau în general în perioada de iarnă, între noiembrie și martie, cea mai bună perioadă ca să mergi la piscină și la plajă. De multe ori, de cele mai multe ori, okay, cam în fiecare zi mă duc la sală. În clădirea în care locuiesc am sală la parter. E provided by the company, adică compania mea pentru care lucrez în Abu Dhabi deține sala respectivă și mă duc pe gratis la sală, deoarece companiei îi pasă de fitness-ul și de sănătatea noastră. Cam asta este teoria. Un alt lucru pe care îl fac aici este să ies cu prietenii. Viața e foarte mișto în Abu Dhabi, sunt multe lucruri de făcut, este mult entertainment, sunt mall-uri imense, e viață de noapte, îmi place să merg la karting, într-o perioadă făceam Muay Thai. Un lucru foarte mișto este că de fiecare dată când mergi la o cafenea sau la un restaurant, poți să optezi pentru o shisha sau, cu alte cuvinte, o narghilea, bănuiesc așa o cunoașteți mai bine. O găsești cam peste tot, sunt foarte bune aici. Mi se pare o chestie foarte socială. N-aș fuma narghileaua singur, dar îmi place într-un mediu social, când sunt cu mai mulți prieteni, să fumez o pipă. Bun, ce se întâmplă când e cald afară și când e vară toridă? Ei bine, opțiunile sunt mai limitate. Sincer, nu prea mă duc la plajă în anotimpul respectiv, pentru că e foarte cald și simți sistemul cardiovascular cum pompează din greu. Mai mult în mall-uri, mai mult în spații închise, mai mult acasă, mai mult în restaurante închise și nu pe terase, pentru că e foarte cald. Pe timp de vară, în Abu Dhabi, respectiv în Dubai, e foarte cald. Un lucru pe care îl apreciez aici e că sunt foarte multe naționalități. În Emiratele Arabe Unite sunt peste 150 de naționalități. Oameni de peste tot, de pe toate continentele, lucrează aici. Naționalii lor sunt sub 20% emirati, naționalii țării. Iar expats, oamenii din afară, sunt foarte mulți. Un lucru de asemenea foarte interesant, Abu Dhabi e cel mai safe, cel mai sigur oraș din lume. Aici nu se comit crime, aici nu există furt, aici nu există știrile de la Roa 5, basically. E un oraș foarte sigur. Eu îmi las apartamentul deschis, îmi las mașina deschisă, efectiv nu am nicio grijă. Fiecare clădire mare, fiecare zgârie nori are un security downstairs și sunt camere de monitorizare peste tot, dar oamenii în general nu fac tâmpenii aici. Nu știu, așa e cultura. Așa e cultura. De asemenea, e o țară musulmană. Peste tot sunt moschei și moscheile cântă de 5 ori pe zi. Eu când stau în pat și dorm noaptea, de multe ori aud moscheia. M-am obișnuit cu chestia asta. Prima oară când am ajuns în Abu Dhabi și a cântat moscheia, prima noapte în care am dormit, a fost foarte ciudat. Dar te obișnuiești. Plus că acum am geamuri duble și chiar nu am probleme cu chestia asta. E ca și cum la noi, pe timp de duminică, cântă biserica, bat clopotele, nu? Așa e și aici, numai la o scară puțin mai largă.
le auzi peste tot. Se numește când chemarea la rugăciune. Oamenii de aici sunt foarte deschiși. Nu e ca și cum credeți voi, nu e o țară închisă, poți să mergi în maieu afară, poți să mergi în pantaloni scurți, nu sunt arabi radicali sau așa mai departe, cum ai aud povești, băi, pot să mă duc în tricou afară, da, poți, cum să nu. Nu e așa cum se aude. Într-adevăr, acum 10-15 ani era puțin mai închisă treaba, dar acum cu așa mare turism, turism de masă, evident, e o țară foarte deschisă. Așadar, vine întrebarea, e mișto să trăiești aici? Îmi place să trăiesc aici? Sincer să fiu, da. Da, chiar spune da, pentru că m-am obișnuit cu viața de aici, m-am obișnuit cu clima, m-am obișnuit cu prietenii, m-am obișnuit fără familie. Oarecum fac Skype cu ai mei, dar asta e o altă poveste. M-am obișnuit cu stilul meu de viață și m-am obișnuit să locuiesc singur. Dar, pe de altă parte, îmi lipsește România. România e o țară minunată, credeți-mă. Chiar e o țară superbă și îmi lipsește de asemenea natura din România. Iarba verde, livezile, cerul senin, o ploaie de vară. Sunt anumite chestii care chiar îmi lipsesc. Ok, am să închei videoclipul aici. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Vă rog frumos să lăsați întrebări în secțiunea de comentarii dacă aveți anumite întrebări, dacă vreți să știți anumite informații, nu ezitați să mă întrebați. De asemenea, dacă vreți să-mi ajutați canalul, puteți să urmăriți videoclipuri mai vechi de ale mele. Aș aprecia foarte mult. Dați un like și un subscribe. Până data viitoare, sunt Alex. Pe curând!